Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am găsit un joculeț numit Sword with Sauce, unde ești tu un ninja ce are mai multe gadgeturi și este oarecum un stealth game, adică trebuie să fii așa sneaky, să nu te detecteze ăștia și trebuie să-i omori pe toți. Văd că ai foarte multe gadgeturi pe aici, dronă, sabie, pistol, nu știu eu exact cum funcționează, nu știu dacă le-am pe toate deblocate. De exemplu, hai să folosim asta și să punem o dronă. Merge, ok, deci le poți înlocui cum vrei tu, perfect. Haideți să vă arăt despre ce este vorba în acest joculeț. Văd că sunt mai multe hărți, ok. Mai multe moduri, normal trebuie să omori pe toată lumea fără să mori tu. Așa, ninja fără să fii detectat. Și survivor, să supraviețuiești cât de mult poți. Ok. Hai să jucăm pe normal. Nu înțeleg de ce mi se tot duce vocea. Ok, deci cam acesta este joculețul, foarte simplu, nimic complicat, însă nu trebuie să mă detecteze băieții, aceia a zis acolo săgeata roșie. Acum încercam eu să folosesc un gadget, uite ăsta, și să mă urc sus la etaj, dar mă văd prostovanii ăștia. Singura problemă e că nu poți să schimbi repede de pe gadget pe sabie, decât dacă apeși iar Q și selectezi sabia. Probabil este un mod mai simplu de a face asta, dar eu nu mă prind. Ok, hai să ne prefacem că n-ați văzut nimic. Ok, atunci hai să lăsăm asta și să ne ducem... Nu, așa. Să ne ducem aici, să vedem cine e. Ok. Am ars și pe ăsta. Wow, prea mulți! Fugi! Vin ăștia cu armele lor. Și pot să iau și arma dacă vreau. Și să-i împușc pe ăștia. Dar... parcă îmi place mai mult sabia. Bum! Rip! Și acum vin prea mulți aici. Cred că... o să murim noi. Șorim ăla, shotgun. Wow, stai jos. De ce zic atâtea ori? Wow, nu știu. Ok. Nu știu dacă pot să mă feresc de... am ars cu sabia, de gloanțele ăluia. Cu shotgun-ul. Dar e mișto cum se apără cu sabia. Ok, hai să folosim drona, că sunt tare curios cum funcționează. Am un telefon și am activat drona. Ăla sunt eu? Stau pe telefon. Și putem să inspectăm zona? Sunt curios dacă pot să-i omor pe ăștia cu drona. Băi, ce-i mă cu... ce-i mă ăsta? S-a activat la o dronă. Cât de șmecher. Și putem să vedem întreaga zonă. Ia uite-l pe ăla la etaj. Putem să ne punem și pe balcon și să vedem ce se află acolo. Ia uite-i pe ăștia. Și cred că putem să intrăm. Na, nu merge. Care-i mă ăsta cu drona mea? Ok. Hai să lăsăm uitării drona. Oare asta ce face? Pff, l-a luat somnul. A, nu, am vrut să selectez sabia. E nașpa că trebuie să dai click dreapta ca să selectezi sabia. Ok, ce mai avem pe aici? Ok. Rip. Voiam să învăț ce fac toate gadgeturile. Asta ce naiba face? Se duce automat după o persoană? Bă, asta e șmecher. Asta e tare. Asta ce naiba face? Allah Akbar. Se duce cu totul. Și asta? Îl electrocutează. Ok. Hai să selectăm sabia și să ne batem cu ăștia. Bă, dar mi-a dat la o bucată. M-a liniștit. Pe unde aș putea eu să intru ca să îi omor pe ăștia cum trebuie? Și să-i potolesc pe băieți. Wow. Dar de ce am ținut click dreapta apăsat? Trebuie să apăs de mai multe ori? Cred că trebuie să țin apăsat. Da, cred că trebuie să apăs ca prostovanul dreapta. Ok. Vă place joculețul? Adică nu știu ce părere aveți. Mie nu-mi place. Pare ok. Mamă, cât sunt aici. N-am nicio șansă să-i omor pe ăștia aici, nebun. Cum fac eu așa ceva? Ok, fiți atenți. Prima dată i-a dormit pe ăștia de la etaj.
Îl nimerim pe ăla? Ce ziceți? Oh, l-a luat somnul! Ok, ăsta e un început. După aia scoatem sabia. Nu m-a detectat nimeni momentan, ceea ce e un miracol. Ok. Dacă scot eu drona, pot să... înlocuiește doar sabia? Nu, voiam să am și sabie și pușcă. Ok, după aia avem o bombă cu electricitate. Hai să vedem cum îi potolim pe băieți. S-au alertat. Închide ușa. Pe la balcon nu pot să vină. Ia că-i campez la ușă. Hai, intră dacă poți. Mamă, cât sunt aici. E nebunie. Ok, trebuie să fac ceva. M-au omorât și pe mine! Era un plan perfect și mergea atât de bine. Ok, îl mai încerc o dată. Acesta este planul nostru, băieți. Fiți atenți, deci ia dormim. Prea mulți cu săvii. Ok. Hai că mai sunt 16. Hai să le băgăm o bombă. Mai sunt 15. 14. Perfect, dar cred că restul sunt jos. Hai să-l amorțim pe ăsta puțin. Boom! 8. Oh my god, îi văd pe toți unde sunt, ietă. Ok, asta e tare. Ceilalți sunt jos și urcă unul acum. Dar de ce îi văd pe toți? Boing. Hai să-i dăm o dată așa. Urcă ăsta pe scară, hai să-l vedem. Cred că putem să completăm nivelul. Urcă, 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 urcă. Oh, nu! Nu, iar mi-a făcut la fel. Bă, tipul ăsta cu shotgun mă enervează. Îmi trage una în față și îmi zboară creierul. Ah, oh, fuck. Și eram atât de aproape. Mai sunt 8 și urcă toți pe scară. Pregătiți-vă. Nu mai vor să urce, ce naiba fac. Oh my god. Partea proastă e că... Nu prea mai avem. Ok, 2. Hai că pot să fac, ăsta e ultimul. Ultimul are sabie. RIP! În sfârșit am terminat! Oh my god, ok, a durat destul de mult, adică nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Main menu, ok. Am reușit să completăm harta. Gadgeturi. Hai să vedem, acum că știu ce face fiecare gadget, vreau să-l înlocuiesc pe ăsta cu altceva. Dar cu ce? O mătură clean up those unfashionable blood. Oh. Cu mătura cureți sângele ca să nu-și dea aia seama. Habar n-am. Hai să punem un pistol? Oh, poți să schimbi arma principală. Ți-ai scut? Unde va vine asta? Na, rămânem la sabie. Dar sunt mai multe hărți, cam aia e faza. Adică vedeți și voi că avem mansion, city, ia. Mănâncă și nasul. Hai să vedem cum este city. Oh, cred că glumești. Bă, dar are o țintă asta cu pistolul. Am dat sabia jos și am luat arma. Hai să vedem cum funcționează. Avem 21 de gloanțe. Să vedem dacă e mai ușor cu arma decât cu sabia. Ok, nu prea mai am viață. Hai să-i luăm arma ăstuia. Partea bună e că avem gloanțe infinite. Nu trage deloc bine. Hai să coborâm pe aici să vedem unde ajungem.
Oh, shotgun-ul pare mai șmecher. Îl distrug. Îi fac praf cu shotgun-ul. Dar n-am chiar așa multe gloanțe, aia e partea proastă. Cred că am urcat exact unde m-am întors. Ba nu, mai e unul acolo. Vine unul pe aici, pe scară. Hai că am făcut rost de mai multe gloanțe de shotgun. Rip. Fai de cap, mă, îi distrug pe ăștia. Mai e cineva pe aici? E cam ciudată harta asta, pentru că nu știu exact pe unde să mă duc. Încoace arma. Mai avem prieteni. Parcă îmi plăcea mai mult căsuța. Era mai mică, mai organizată. Aici e prea mare orașul. Dar e în regulă. Hai bă. Era culmea să nu pot să-l omor. Multe camere goale. Adică acum unde ar mai trebui? Oh, uite-l pe ăla jos acolo. Hei, prieteni. Fai de capul meu. Îi distrug. Îi fac praf. Doar mă încoace 14. Ar fi culmea să fac din prima harta asta. Wow, ce m-am speriat de ăsta. Oare mi se reface viața în timp sau? Pentru că nu prea mai am multă. Dar mai am 11 gloanțe. Nu știu totuși. Vă dați seama să completez harta asta fără să te vadă nimeni? Hai bă, lasă-mă. A, că mai rămân puțin, ți arată unde sunt. Ok. Bă, mai sunt 5. Ia să-i vedem unde sunt. Sunt sus pe clădire ăștia. Hai că vine ăsta la noi. Și el la fel. Și el la fel. Și am făcut harta din prima aici, nebun. Oule, e destul de departe. Credeți că putem să-l nimerim de aici? Ia. Ce headshot i-am dat! Ok, e clar că cu arma e mult mai ușor. Adică nici nu m-am mai chinuit. Dar vreau să spuneți în comentarii dacă v-a plăcut episodul și dacă mai vreți să facem noi și alte episoade. Eventual să completăm și mansion-ul. Nu, mansion-ul l-am făcut. City nu-mi place. Poate ăsta, chiar dacă ăsta pare destul de mare. Sau poate să ne chinuim să facem mansion-ul. Da, pe ninja mode, adică fără să fim depistați. Sunt multe posibilități. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!